Succesul în viață înseamnă să fii demn, să fii patriot, naționalist și nu în ultimul rând evoluat spiritual și nu un sclav social. Din păcate, domnul Coruț profită de pe urma unor informații ezoterice, neavând și capacitatea să le înțeleagă. Un bun psiholog, o inteligență remarcabilă, dar și o capacitate spirituală și ezoterică aproape nulă, zice din Bucur din Iași. Alții spun, vă mulțumesc pentru că am învățat din cărțile noastre, vă doresc tot binele din lume și de asemenea pentru oamenii sărați și nefericiți din această țară. Dacă nu sunt un ratat, înseamnă că am avut succes, zice cineva. Și dacă nu am avut succes, înseamnă că sunt un ratat. E o filozofie de genul ori plouă, ori nu plouă. Nu, e albă, neagră. Maniheism. Da, nu, mă rog. Dacă nu beau apă, înseamnă că nu beau apă. Suntem privilegiați că vă avem, domnule Coruț, iar eu sunt onorat că m-am cunoscut cândva. Vă doresc un Paște luminos. Felicitări dumneavoastră și invitatului de mare clasă. De ce apare așa de rar? Vă mulțumim, domnule Mădălin, pentru această seară deosebită. Mă bucur. Vă mulțumesc și eu, Marina, la Timișoara. Domnule Coruț, care e formula împotriva lenei? Lenea la români. Există formula împotriva lenei. Am scris-o în cartea Formula Fericirii. Vă mărturisesc că și eu câteodată o folosesc când sunt foarte obosit și am tendința să mă culc. Mă întind în fotoliu și spun, îmi place să muncesc, îmi place să muncesc din ce în ce mai mult. Sunt harnic, întreprinzător. Muncesc cu plăcere, muncesc cu plăcere, muncesc cu plăcere. Deci, stimate domn, dacă veți repeta în fiecare zi această formulă, dimineața și seara de câte 30 de ori și de câte ori simțiți lenea, o repetați, îmi place să muncesc, îmi place să muncesc eventual, îmi place să fac cu tare lucru concret care vă demobilizează, veți deveni un liber întreprinzător care nu o să vă mai puteți opri din muncă, o să trăiți ca mine în zodia apucaților, că dacă mă apuc de ceva, nu mă mai pot opri, vine nevastă. Și dacă îi se face lene și mai mare, după ce repetă formula asta, dacă lenea va deveni și mai mare? Nu devine niciodată mai mare, deoarece creierul nostru este un super calculator foarte bine organizat. Comanda dată de a munci și de a iubi munca este înregistrată în subconștient și eu mai dădeam niște exemple. Dacă te duci în țări străine, unde sunt foarte mulți oameni săraci, dar unde se muncește foarte mult, vezi oameni, cum să zic, care muncesc din greu de dimineața până seara pentru salarii asemănătoare cu cele din România. La China. Nu, sunt țările orientale în general, e adevărat. În țările orientale vă contrage că eu am fost în țările orientale. Nu. Se muncește mai puțin. Cei care muncesc sunt din Europa. Am văzut oameni săraci care păreau că muncesc cu plăcere, deși, dacă erai atent, simțeai tristețea. Însă munceau în continuu, fără pauze. Deci pentru oamenii aia, pauza de masă e foarte scurtă. Vedeți, idealul de fericire și succes diferă de la om la om. De exemplu, un tip sentimental se consideră împlinit și de succes dacă a izbutit să câștige inima iubitei sale, are un minim necesar traiului și relaxării. Un tip cu centru de greutate în zona materialistă nu se poate liniști nici când are 100 de milioane de euro la bancă, că zice, de ce are Copos 300, de ce are Țiriacu 1,2 miliarde, vreau să ajung și eu ca ei. Deci de fiecare avem o anumită concepție despre ce înseamnă succes în plan afectiv, social și economic și luptăm pentru atingerea acelui ideal. Unii au idealuri mai mărunte și se mulțumesc cu puțin, alții cu mai mult. Eu am discutat cu un arab din Egipt, de ce nu cultivă mai mult teren. Am stat de vorbă cu țărani, ca scriitor îmi place să discut cu omul de rând ca să înțeleg ceva. Și a spus, doamne, dar mie mi-ajunge să trăiesc. Dar nu vrei să produci mai mult, să vinzi la piață? Nu. Da, dar uite, ăla este mai bogat. Și ce mi-a spus așa, a fost voia lui Allah. Deci e voia lui Allah să fie și săraci, e voia lui Allah să fie și bogați, voia lui Allah a fost ca eu să fiu mai sărac. Și eu sunt mulțumit cu situația asta. E vorba despre o concepție religioasă care a devenit filozofie de viață. Da. Nu e fatalistă, el e mulțumit. E mulțumit și atâta mi-a dat. Păi conducătorii sunt cei mai fericiți din spațiul ăla. Păi da. Pot să facă orice. Însă la noi în România, ambiția de a deveni cineva în plan social, profesional, de a obține o funcție statală, de a ajunge la un anumit standard economic prin liberă inițiativă sau prin salarii de la stat, este destul de dezvoltată la majoritatea românilor. Nu toți o aplică în practică, iar o parte din cei care v-au sunat sunt pensionari. Lor le s-au tăiat aripile.
Nu au fost învățați că pensionarul nu este terminat la 60 de ani. Că viața normală a omului este de circa 120 de ani. Că bătrânețea e o convenție socială. Că noi, dacă ne mobilizăm și folosim zilnic o formulă de tipul eu, Popescu, voi trăi 100 de ani în deplină capacitate mentală și fizică, după un timp, acest program intervine în organism, schimbă organismul și trăiesc 100 de ani. Bun, hai să vedem ce părere are o telespectatoare despre ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă regăsiți în formulele domnului Coruț. Înțeleg că... doamna Gabriela, bună seara! Bună seara! Ne-au zis, da? Rămâne-ne. Înțeleg că ați renunțat la un loc de muncă, mă rog, călduț și ați reușit prin propriile forțe altceva. E adevărat? Da, aș putea să spun că un pic de muncă mai multă nu strică. Și în primul rând vreau să felicit emisiunea dumneavoastră pentru eforturile pe care o face să schimbe mentalitățile în România. Mulțumim. Să mulțumesc domnului Pavel Coruț pentru că se străduiește să ne învețe cum să avem succes în viață. Eu nu pot să vă spun decât un singur lucru, ca să fiu foarte scurtă. În primul rând trebuie să schimbăm ceea ce se numește mentalitate. Toată lumea vorbește de asta, dar nu scăpăm de limbajul de lemn. Peste tot se aude, ăsta e oportunist, ăsta e oportunist, ăsta e oportunist. Oportunism înseamnă adaptabilitate. Și dacă vrei să ai succes în niște condiții date, trebuie să te adaptezi acestora. Bun, doamnă, ce înseamnă... Dacă nu reușim să înțelegem că... Care a fost formula dumneavoastră de succes? Trebuie să te adaptezi la condițiile existente, indiferent că socialiste, comuniste, islamice sau eu știu ce alt tip de societate. Dacă nu te adaptezi condițiilor în care trăiești, ești sortit pieirii și este o lege universală. Ce? Numai puțin, doamnă, înțeleg. Pe pământul ăsta care nu s-a adaptat, a pierit. Care a fost formula dumneavoastră de succes? Deci... Formula mea de succes a fost adaptează-te la condițiile existente. Am înțeles. Mulțumim pentru intervenție. Bună Corect. Seara. Corect. Adaptabilitatea este o însușire pozitivă de personalitate. Da, dar asta nu presupune și călcat pe cadavre la un moment dat? Nu. Dacă ne adaptăm fără să facem compromisuri morale, nu înseamnă că vom călca pe cadavre. În al doilea rând, oportunitatea nu trebuie scăpată. Una din regulile de succes în viață este să exploatăm rapid, în mod oportun, orice șansă apărută. Nu contează că e într-o zi de sărbătoare. Dacă mie mi-a picat o afacere într-o duminică, când toată lumea nu muncește, eu mă duc și muncesc pentru că mi-a picat o posibilitate de câștig. Mie mi-a dat un exemplu, un muncitor din Franța, care la Revelion a primit un telefon instalator. Să vină să repare de urgență o centrală termică de mare capacitate dintr-un palat în care serbau Revelionul mai multe personalități din lumea înaltă a Franței. Și a părăsit frumos iubita la Revelion, a urcat în mașină, s-a dus frumos, a reparat centrala, a primit o sumă de circa 10 ori mai mare decât de obicei, că era Revelion și era acum lumea dogată și a zis... Așa gândim noi, cei care am plecat din România și lucrăm acolo. Așa veți gândi și voi în momentul în care veți întâlni oportunitate. E o muncă cinstită, n-am păcălit pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Sunt oameni în România care spun așa, pentru 3 milioane nu ies din casă. Vedeți, este o concepție greșită de oameni puturoși, de oameni retrograzi. Eu, înainte de a ajunge scriitor de succes, am lucrat la 4 patroni diferiți pentru salarii mici. Am lucrat la Telegraf, după aceea la Națiunea, după aceea la Express Magazin, salarii mici și mai ales nu făcea carte de muncă pe motiv că am fost ofițer de contraspionaj militar. Am lucrat pentru salarii de subzistență, dar am lucrat și am învățat meserie în momentul în care m-am lăsat ca scriitor. Cunoșteam deja toată tehnica, începând de la paginare și până la tipărire și deci alături de așa v-ați făcut propria firmă de editare. Așa mi-a făcut propria firmă de editare. Deci, dacă eu, care câștig în jur de 3.000 de euro pe lună, pot să câștig mâine, pe lângă acești 3.000 de euro, încă 100 de euro, făcând un efort deosebit
de a nu dormi, să zicem, 24-48 de ore, mă duc și câștig. Și vă mai dau un exemplu concret.